Dacă aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră, aș vrea să o deschideți în Noul Testament, la Evanghelia după Luca, capitolul 5. Am să dau citire la primele 11 versete. E vorba de o minune pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o și aș vrea să ascultăm cu respect și reverență cuvântul lui Dumnezeu care spune în felul următor. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzeau norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două cărăbi la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste cărăbi care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm, apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care era în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucat se spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră, tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. I-au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Doamne Tată, îți mulțumesc că până în momentele acestea ai fost cu noi și că ne-ai binecuvântat. Îți mulțumesc pentru dragostea ta, mulțumesc pentru ceea ce ne-ai vorbit în această zi. Te rog, Doamne Dumnezeule, Tu să rămâi cu noi în continuare. Și vrem, Doamne Dumnezeule, ca Tu să fii acela care să fie înălțat în continuare. Vrem ca toată slava, toată cinstea, toată gloria să fie a Ta, iar a noastră supunerea în ascultare de Tine. Fii slăvit, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, de acum și până în veci. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile pe scaune. Și zic din toată inima, Dumnezeu să fie slăvit și glorificat. Într-o zi de sărbătoare în care cu toții am sărbătorit această sărbătoare frumoasă, intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, ne-am bucurat de sărbătoarea aceasta și din punctul meu de vedere o sărbătoare frumoasă și în același timp foarte importantă în economia mântuirii noastre, pentru că vedem lucrul acesta în paginile Sfintelor Scripturii, atunci când Domnul Iisus Hristos se descoperă sau când intră în Ierusalim, El se descoperă ca fiind profetul, ca fiind Mesia, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, dar și ca fiind împăratul împăraților, binecuvântat să fie Domnul. Și dacă suntem în prezența lui Dumnezeu, cred că fiecare dintre noi ne bucurăm de harul acesta și de posibilitatea aceasta de a fi împreună. Dacă Dumnezeu ne-a dat viață, e îndurarea Lui, e harul Domnului. Și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici împreună cu dumneavoastră, mulțumesc fraților slujitori, fratelui păstor care a făcut posibilă întâlnirea noastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă răsplătească. Împreună cu mine e soția, am venit de la Hunedoara, mulțumim Domnului că Domnul ne-a ocrotit și ne-a păzit. Și cred că și pe dumneavoastră, chiar dacă dumneavoastră sunteți mai de aproape, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, n-am fi putut să fim astăzi aici. Dar dacă suntem la închinare, la părtășie, dați-mi voi să rostesc cu toată certitudinea, e numai harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! De dimineață eu m-am trezit, deși sunt mult mai tiner ca mulți dintre dumneavoastră de aici, dar n-aș fi avut vreun merit. Și dacă astăzi sunt în viață,
e binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă astăzi dumneavoastră sunteți în viață, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Și îmi place să cred că fiecare dintre noi am văzut faptul că Dumnezeu și-a reînnoit dragostea, bunătatea Lui față de mine și față de dumneavoastră. Și așa cum spune Ieremia în plângerile Lui, atunci când scrie momentele acestea sau versetele acestea, ne spune cuvântul Domnului și subliniez oarecum și Ieremia spune lucrul acesta și credincioșia ta, adică a lui Dumnezeu, este atât de mare, slăvit să fie Domnul. Și dacă Domnul a fost credincios cu noi, dați-mi voie să cred că și eu și dumneavoastră rămânem credincioși lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Frați și surori, m-am gândit la pasajul acesta pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. N-am să vorbesc neapărat despre minunea aceasta înmulțirii peștilor, deși Domnul Iisus Hristos a făcut o minune. N-am să vorbesc despre felul în care Domnul Iisus Hristos a făcut posibil lucrul acesta și am să vorbesc cu totul și cu totul altceva diferit din pasajul acesta. Și mesajul meu în această zi mi l-am intitulat într-un mod simbolic pentru a înțelege mai bine ceea ce vreau să vă expun înaintea dumneavoastră. Mi l-am intitulat în felul următor: o viață schimbată la întâlnirea cu Iisus sau de întâlnirea cu Iisus. Și foarte mulți din locul acesta, în momentul în care ne-am întâlnit cu El, cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, viața noastră a fost schimbată și s-a schimbat. Și cred că fiecare dintre noi putem să înțelegem că în momentul în care avem o întâlnire reală, autentică, cu Mântuitorul, ceva se schimbă. Și aș vrea să privim în viața lui Simon Petru și să vedem că viața lui se schimbă în momentul în care are o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă ne uităm în pasajul pe care l-am citit, ne spune cuvântul Domnului și cunoaștem foarte bine aspectul acesta. Mântuitorul era unul care învăța nu roadele și nu învăța ca și ceilalți din vremea aceea. Și ne specifică Sfânta Scriptură că în momentul în care el învăța, învăța cu autoritate, cu putere, pentru că avea puterea lui Dumnezeu în el. Nu ca oamenii din vremea aceea, nu ca saducheii, ca fariseii, care și ei învățau, dar nu aveau aceeași putere. Și pentru că Domnul Iisus Hristos învăța mulțimea, le propovăduia Evanghelia, noroadele, ne spune cuvântul Domnului, că îl îmbolzeau. Mergeau după el. Mergeau după Domnul Iisus Hristos și dacă ne-am uitat și dacă am fost atenți la pasajul pe care l-am citit, ne spune versetul 1 și versetul 2, pe când se afla lângă lacul Genezaret, și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două cărăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să spele mrejele. Și apoi ne spune versetul 3 că s-a urcat într-una din corăbii pentru a putea să învețe, să propovăduiască Evanghelia noroadelor. Noroadele îl îmbulzeau, Domnul Iisus Hristos învăța cu autoritate, Domnul Iisus Hristos era acela care avea puterea lui Dumnezeu și mulțimea alerga după Domnul Iisus Hristos. Și nu doar aici ne prezintă Sfânta Scriptură că mulțimea alerga după Domnul Iisus Hristos. Cred că și noi în această zi am venit aici nu pentru că au venit cineva, au venit frați invitați și am venit aici că Domnul Iisus Hristos e prezent aici. Sfânta Scriptură spune că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Domnului și El, Iisus Hristos, e prezent în locul acela. Și nu-L vedem în felul în care ne vedem noi, nu-L simțim în felul în care ne simțim noi unii pe alții, dar îl vedem prin ochii credinței, îl simțim în inima noastră, ne-a vorbit prin cântare, a fost acela care ne-a cercetat la momentul rugăciunii, știu sigur, 100%, Hristos este prezent aici, binecuvântat să fie Domnul. Și Domnul Iisus Hristos dorește să învățăm, să auzim glasul Lui, să ascultăm de ceea ce ne spune El. Și uitați-vă dumneavoastră că în momentul în care Domnul Iisus Hristos ajunge la lacul Genezaret, în momentul acela alege una din corăbii și era corabia lui Simon Petru. Și corabia lui Simon Petru, dați-mi voie să spun lucrul acesta, ajunge amvonul Domnului Iisus Hristos de unde propovăduiește Evanghelia. Deși trăim într-o lume în care prea puțin se vorbește despre Dumnezeu. Dumnezeu e scos din ecuație. Dumnezeu nu are loc în familii, nu are loc în societate, nu are loc în familii, în școli, nu are loc niciunde. Și oarecum auzim ceva de genul sau vedem în jurul nostru Dumnezeu cu treaba Lui, noi cu treaba noastră,
Dumnezeu să-și vadă de treburile lui, noi de ale noastre pe pământul acesta. Dar cred că într-o zi ca astăzi, frați, surori, care sunt în Timișoara, au decis ca să vină în acest loc, ca să audă mesajul lui Dumnezeu și să plecăm de aici cu o viață schimbată, în urma întâlnirii noastre cu Domnul Iisus Hristos. Patru adevăruri vreau să vă prezint înaintea dumneavoastră, patru lucruri pe care le-am văzut în viața lui Simon Petru și pe care doresc să le văd și în viața mea. Așa cum am spus, este o viață schimbată de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Primul lucru pe care vreau să-l dezvolt este că schimbarea vieții începe în momentul în care îi permiți lui Iisus Hristos să intre în domeniul vieții tale. Doar atunci se produce schimbarea ta și schimbarea mea, în momentul în care îl las pe Domnul Iisus Hristos, în momentul în care îi permit lui Iisus Hristos să intre în domeniul vieții mele. Uitați dumneavoastră ce spune versetul 2, versetul 3, am să le mai amintesc eu versetele acestea, spune așa: Iisus a văzut două cărăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Și subliniez aici aspectul acesta că Domnul Iisus Hristos se suie într-una din corăbii, care era a lui Simon, și înțeleg de aici că Simon Petru sau schimbarea lui Simon Petru începe din momentul în care îi permite lui Iisus Hristos să intre în domeniul vieții lui. Știți că Simon Petru putea să zică: învățătorule, nu prea te știu, auzisem de tine, nu prea te cunosc, asta e corabia mea, asta e domeniul meu, du-te la vecinul, du-te în altă parte, eu m-am trudit toată noaptea, am încercat să prind pește, acum e momentul să mă retrag, să merg acasă, să văd de treburile mele. Putea să zică lucrul acesta, însă schimbarea lui Simon Petru începe în momentul în care îi permite lui Iisus Hristos să intre în domeniul vieții lui. Ceea ce vreau să înțelegem este că noi trebuie să lăsăm pe Iisus să intre, ca să folosesc expresia aceasta, în barca vieții noastre, în domeniul nostru, ca El să preia controlul vieții mele și vieții dumneavoastră. Uitați-vă dumneavoastră că sunt atâția oameni ai Sfintelor Scripturi și ai zilelor noastre care nu L-au lăsat pe Iisus să preia domeniul sau viața lor. Și L-au refuzat pe Iisus într-un mod, știu, cu tact, cu toate lucrurile acestea. I-a spus: învățătorule, am treabă, vreau să îmi încerc boii, mă duc să-mi îngrop pe tata. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat. Sunt unii oameni care L-au refuzat pe Iisus Hristos. Însă în ziua de astăzi vreau să înțelegem că schimbarea vieții noastre se produce în momentul în care îi permit lui Iisus Hristos să intre în domeniul vieții mele. Îmi place un alt exemplu pe care vreau să-l prezint înaintea dumneavoastră, a unui om care a pus sau și-a pus casa lui la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Ne relatează cuvântul Domnului Evanghelistul Marcu în capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 5, sunt mai multe versete, doar amintesc episodul acesta. Ne spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos se întoarce în Capernaum. Se aude că este în casă, cineva își pune casa la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Noroadele, când aud lucrul acesta, au început să-L îmbulzească pe Domnul Iisus Hristos, să asculte din nou mesajul Evangheliei, mesajul propovăduit de Domnul Iisus Hristos, și nu mai era cum să intri în casa aceea. Și Evanghelistul Marcu surprinde aspectul acesta că niște oameni au vrut să ducă înaintea Mântuitorului un slăbănog, un om bolnav, care nu putea să se deplaseze singur. Erau patru înși. Ne spune cuvântul Domnului că n-au reușit să intre în casă datorită faptului că ușa era blocată oarecum de mulțimea de oameni care era acolo. Însă, dacă ne uităm mai departe, ne spune cuvântul Domnului că aceștia nu s-au lăsat și s-au dus pe acoperișul casei, au spart acoperișul casei, l-au coborât pe slăbănog în prezența Domnului Iisus Hristos. Și sublinează Evanghelistul Marcu în felul următor: când a văzut Iisus credința lor, a tămăduit pe bolnavul respectiv. Însă, nu vreau să vorbesc neapărat despre minunea aceasta, despre vindecarea aceasta.
Însă uitați-vă dumneavoastră că se produce ceva în viața omului doar în momentul în care îi permiți lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, să intre în domeniul vieții tale. Uneori, să lași pe Iisus să-ți controleze domeniul vieții tale e un lucru complicat din punctul meu de vedere și vreau să mă explic de ce. Uneori se va face deranj. Uneori s-ar putea să se spargă acoperișul casei, ca și în exemplul pe care l-am amintit. Dar doar atunci vei vedea felul în care Dumnezeu lucrează. Doar atunci vei vedea că se începe schimbarea ta sau schimbarea vieții mele în momentul în care îi permit lui Iisus să intre în domeniul vieții mele. Știți că Simon Petru, să revin la episodul acesta, la pasajul acesta pe care l-am citit, putea să-i zică Domnului Iisus Hristos: învățătorule, nu-i momentul, eu mi-am terminat treaba, vezi-ți de treaba ta, învață norodul, stai pe marginea lacului, nu trebuie să intri în corabia mea. Însă Domnul Iisus Hristos îi spune: dă barca, trimite-o puțin mai larg. Și Simon Petru îi permite Mântuitorului să intre în domeniul vieții lui. Te întreb în această zi, cât de mult îi permiți lui Iisus să intre în domeniul vieții tale? Știți că de cele mai multe ori suntem aceia care îi permitem doar până la un moment dat și atât și nimic mai mult și spunem: Doamne, până aici restul e treaba mea, nu-i treaba ta? Știți că de cele mai multe ori oamenii încearcă să îl primească pe Domnul Iisus Hristos în viața lor doar atunci când au nevoie, doar atunci când sunt în criză, când sunt disperați, când sunt bolnavi, îl cheamă pe Iisus și după aia nu mai au nicio treabă cu Domnul Iisus Hristos sau cu Dumnezeu? Însă vreau să spun că schimbarea vieții tale și schimbarea vieții mele începe în momentul în care îi permiți lui Iisus să intre în domeniul vieții tale și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc și pe care îl văd în pasajul acesta este că schimbarea vieții se produce atunci când încredințezi Domnului suportul vieții tale. Adică atunci când îi încredințezi lui Dumnezeu ceea ce ai, suportul vieții tale. Și din nou revin la versetul 3 în care Domnul Iisus Hristos ne spune cuvântul Domnului că s-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie și Simon Petru este cel care acceptă, să spun așa, și încredințează Domnului Iisus Hristos, Mântuitorului, suportul vieții lui. Suportul vieții tale sau suportul vieții mele este acel lucru, acea valoare pe care, să spun așa, te bazezi pe școala ta, pe slujba ta, pe afacerea ta, pe lucrurile acestea. Și întrebarea pe care o pun în această zi este: suntem noi dispuși să lăsăm pe Iisus Hristos să intre și în domeniul, dar apoi să-i și dăm suportul vieții noastre? Uitați-vă la Simon Petru, în momentul în care vede barca aceasta a lui Simon, vrea să se ducă acolo. Petru este cel care acceptă și pune suportul vieții lui în mâna Domnului Iisus Hristos. Putea să zică Simon Petru, așa cum aminteam ceva mai devreme: învățătorule, du-te la alții, du-te la vecini, du-te în stânga, în dreapta, sunt atâtea corăbii care sunt aici atrase la mal, tocmai pe mine m-ai ales, nu vezi, m-am trudit toată noaptea, n-am prins nimic, am o problemă, vreau să ajung acasă. Însă Simon Petru este cel care acceptă și dă suportul vieții lui Domnului Iisus Hristos. În această zi vreau să te gândești profund la aspectul acesta. Poți să dai suportul vieții tale Domnului Iisus Hristos? Nu știu pe ce te bazezi, nu știu la ce te gândești, nu știu care e suportul vieții tale. Însă minunea se va întâmpla sau schimbarea se va întâmpla în momentul în care tu și cu mine vom da suportul vieții noastre Domnului Iisus Hristos. Pentru că vine Iisus și spune: vreau barca ta, vreau suportul vieții tale, vreau afacerea ta, vreau ceea ce ai tu mai valoros. Însă marea întrebare este dacă suntem dispuși să dăm suportul vieții noastre Domnului Iisus Hristos. Foarte adesea căutăm să ne eschivăm atunci când Mântuitorul sau Dumnezeu ne cere anumite lucruri și poate că evităm să dăm răspunsul lui Dumnezeu și evităm să dăm suportul vieții noastre. Însă vreau să înțelegem că Dumnezeu este acela care ne va binecuvânta. Doar atunci
vei înțelege, când vei da suportul vieții tale, că nimic, absolut nimic fără El nu are rost. Vei vedea că totul fără Dumnezeu este zadar, este fără valoare. De ce? Pentru că Iisus Hristos nu este în suportul vieții tale. Vine în minte un verset din Sfânta Scriptură și îl cunoașteți foarte bine, Psalmul 127 cu versetul 1 vine și spune acolo: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Cu alte cuvinte, degeaba mă trudesc de zi, de dimineață până seara. Degeaba încerc eu ca suportul vieții mele să-l folosesc numai pentru mine, dacă nu-l predau în mâna Domnului Iisus Hristos. Și îmi place de Simon Petru că el este acela care dă suportul vieții lui, se produce schimbarea lui și apoi vom vedea că se produce și minunea. Dacă n-ar fi dat barca Domnului Iisus Hristos, dacă n-ar fi dat suportul vieții lui, întreb, s-ar mai fi produs minunea? Iar mai fi zis Hristos, depărtează-o în larg ca să prindem pește, și o să vorbesc imediat și despre lucrul acesta? E bine, doar atunci când dai în mâna sau pui în mâna lui Iisus resursele tale, suportul vieții tale, vei vedea minunea. Și dați-mi voi să vă prezint un episod din Sfânta Scriptură care îmi place așa de mult. Ne spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, și Marcu și Luca și Ioan prezintă episodul acesta al înmulțirii pâinilor. Ne spune cuvântul Domnului că tot așa, Domnul Iisus Hristos învăța noroadele în vremea aceea, mulțimea îl îmbulzeau, au ajuns într-un loc pustiu, a predicat Domnul Iisus Hristos, se însera și ucenicii au mers la învățătorul și le-a zis: dă drumul noroadelor, pentru că e spre seară, să meargă în sate, în cătune, să caute ceva de mâncare în împrejurimile care sunt aici. Și Domnul Iisus Hristos face o provocare pentru ucenicii în vremea aceea și le spune: dați-le voi să mănânce. Și la această provocare, ucenicii au început să se gândească cum ar putea să facă ei. Și Ioan descrie și spune că avem doar 200 de lei. Dacă am vrea să cumpărăm pâine, n-ar ajunge pentru toți, doar foarte puțin. Și apoi Simon Petru, care știa de la Andrei că era acolo un copilaș care avea 5 pui și 2 pești, se duc cu acestea înaintea Domnului Iisus Hristos. Iar copilașul acesta pune suportul vieții lui. Era hrana lui, pe care o primise de la părinți, de la mama. Era suportul vieții lui în vremea aceea, dar ce face el este că pune suportul vieții lui în mâna lui Iisus Hristos și după ce pune suportul vieții lui, se produce minunea. Marea întrebare pentru noi în această zi este: punem noi ceea ce avem în mâna lui Dumnezeu? Sau încercăm să ne chivernisim noi, sau încercăm să ne gândim noi cât de bun, cât de inteligenți, cât de multă școală avem, ce capacități avem, însă schimbarea se va întâmpla în momentul în care eu și dumneavoastră noi punem la dispoziția lui Dumnezeu suportul vieții noastre. Simon Petru pune suportul vieții lui în mâna lui Iisus. Era afacerea lui. El pescuia, de acolo trăia, își vindea peștele și de acolo trăia el, familia lui, era afacerea lui. Și putea să-i zică lui Iisus: învățătorule, m-am trudit toată noaptea, sunt obosit, tu vezi de predica ta, eu văd de treburile mele, curăț mrejele, apoi am să mă duc la familie, mă așteaptă, probabil că nu mai pățise niciodată să nu prindă pește într-o noapte întreagă. Însă în momentul în care Hristos vrea să intre în suportul vieții lui, apostolul Petru este cel care oferă suportul vieții lui în mâna lui Hristos. Dați-mi voi să vă mai prezint un alt episod foarte interesant. Ne spune cuvântul Domnului și vreau să îl prezint înaintea dumneavoastră. Cunoașteți foarte bine că a fost o perioadă de criză în Israel, datorită faptului că oamenii aceștia au început să se închine lui Baal și lui Astarteia. Cuvântul lui Dumnezeu prin profetul Ilie a spus că nu va mai ploua timp de 3 ani și jumătate în țară și s-a întâmplat lucrul acesta. A venit o criză extraordinară în vremea aceea în poporul Israel și ne spune cuvântul Domnului că Ilie, în 1 Împărați, capitolul 17, de la versetul 10 la 16, ne spune cuvântul Domnului că Ilie s-a sculat și s-a dus în Sarepta. Acolo a văzut la poarta cetății o femeie văduvă care strângea niște lemne, a chemat-o la el și a zis: du-te, te rog, și adu-mi puțină
apă ca să beau. În timp ce mergea, în timp ce se ducea, din nou Ilie a rostit și a spus: adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și în momentul în care i-a auzit lucrul acesta, ea spune câteva lucruri foarte interesante și spune cam în felul următor: viu este Domnul Dumnezeu, că n-am nimic copt, nu am absolut nimic, n-am decât un pumn de făină într-un vas, niște unt de lemn într-un urcior. Am să fac lucrul acesta pentru mine și pentru fiul meu, am să mănânc eu și el și după aceea vom muri. Și era suportul vieții ei. Însă Ilie, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, îi spune: fă exact cum ai zis, dar mai întâi pregătește-mi mie. Și după ce spune lucrul acestea, rostește câteva cuvinte pe care Dumnezeu le spune și ne spune foarte frumos lucrul acesta, că făina din oală nu va scădea, unde lemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Știți că ea, în momentul acela, avea de ales să asculte de Ilie sau să nu asculte de glasul lui Ilie? Știți că putea să zică: ăsta-i suportul vieții mele, e hrana mea și a fiului meu, am să mănânc eu, tu vezi de treaba ta, dacă Dumnezeu te-a păzit până acum, să te păzească în continuare. Dar ăsta este suportul vieții mele și n-am să fac lucrul acesta. Însă a ales ca să ofere suportul vieții ei în mâna lui Dumnezeu și după ce a pus suportul vieții ei în mâna lui Dumnezeu, s-a produs minunea, slăvit să fie Domnul. Știți foarte bine ceea ce s-a întâmplat în momentul în care ea a făcut, i-a dus la Ilie, a mâncat și Ilie, a mâncat și ea, a mâncat și fiul ei și ne spune cuvântul Domnului că făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din urcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Frați și surori, stimați prieteni care sunteți în această zi, în acest loc, vreau să înțelegem că schimbarea se produce doar în momentul în care eu și cu dumneavoastră dăm suportul vieții noastre în mâna lui Dumnezeu. Pune în mâna Domnului suportul vieții tale, iar El va schimba viața ta și viața mea. Avem de ales. Simon Petru a avut de ales. Văduva din Sarepta a avut de ales. Copilașul acela cu 5 pui și 2 pește a avut de ales. Putea să zic că ăsta e al meu. E hrana pe care mi-a dat-o mie mama, e hrana pe care o am eu pentru mine și eu o simt doar pentru mine. Dar atunci când pui suportul vieții tale, indiferent care este, școala ta, afacerea ta, sănătatea ta, toate lucrurile acestea, vreau să spun că atunci când pui suportul vieții tale în mâna lui Dumnezeu, se va produce schimbarea ta, dar se va produce și minunea din partea lui Dumnezeu. De n-ar fi fost Simon Petru dispus să pună suportul vieții lui în mâna lui Iisus, nu s-ar fi întâmplat minunea despre care ne vorbește evanghelistul Luca. Nu s-ar fi întâmplat în viața lui și probabil că s-ar fi întâmplat în viața altuia. Însă aș vrea să mergem puțin mai departe și să vedem că schimbarea vieții se produce doar atunci când asculți 100% de Domnul, fără jumătăți de măsură, doar atunci când asculți 100% de Domnul. Petru a ascultat de Domnul. A renunțat la orgoliul lui de pescar. El avea cunoștințe în meserie. Știa foarte bine când se prinde pește. Poate că știa și locul unde se prinde pește. Probabil că s-a dus când în stânga, când în dreapta să prindă pește și ne spune cuvântul Domnului că el s-a trudit toată noaptea să prindă pește. Și putea să zic că Domnul Iisus Hristos nu e timpul, nu e momentul ca acum să prindem pește. Însă uitați-vă dumneavoastră ce ne spune versetul 4 la versetul 7, ne spune cuvântul Domnului în felul următor. Când a încetat să vorbească, Domnul Iisus Hristos a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea n-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Însă dați-mi voie să vă spun un mare adevăr.
De n-ar fi fost ascultarea lui Simon Petru de ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, nu s-ar fi produs minunea. Schimbarea vieții se produce doar atunci când asculți 100% de glasul lui Dumnezeu. Nu știu ce ți-a cerut Dumnezeu, nu știu ce îți va cere Dumnezeu. Însă vreau să spun că schimbarea vieții tale sau schimbarea vieții mele se va produce numai când ascult 100% de Dumnezeu. Simon Petru, de meserie pescar, așa cum spuneam ceva mai devreme, el a renunțat la orgolile lui, la prejudecățile lui, a renunțat la ceea ce știa el pentru că a ascultat 100% de Dumnezeu. Putea să-i zică Domnul Iisus Hristos, nu-i momentul, e ziua, e soarele pe cer, peștii nu sunt acum, toată noaptea m-a întrudit și nespecifică cuvântul lui Dumnezeu că Simon Petru de altfel vrea oarecum să-i zică Mântuitorului, Doamne, nu-i momentul să prindem pește acum, pentru că toată noaptea m-am trudit și îmi imaginez momentul acela când Simon Petru aruncă când în stânga, când în dreapta, când duce barca mai larg, mai spre stânga, spre dreapta, să prindă ceva, un pește. Pește măcar acolo și spune cuvântul Domnului că toată noaptea s-a trudit și n-a prins nimic. Nu cred, e părerea mea personală, nu cred că lui Simon Petru i s-a mai întâmplat așa ceva. Să aruncem mreaja nu odată, nu de două ori, de 10 ori, de 20 de ori, de mai multe ori și să nu prindă absolut nimic. Însă în seara aceea ne spune cuvântul Domnului că Simon Petru n-a prins absolut nimic. Chiar dacă a știut meserie, chiar dacă a dat probabil cu momeală, chiar dacă a făcut multe alte lucruri ca să prindă pește, nu a prins pește. Însă schimbarea vieții lui, minunea, s-a întâmplat numai în momentul în care el a ascultat 100% de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul îi spune, depărtează barca, du-o în larg, și în momentul în care spune lucrul acesta, Simon Petru zice, Doamne, m-am trudit, m-am chinuit, am încercat să prind, dar la cuvântul tău voi arunca mreaja. Dar voi asculta de tine. Nu știu de ce, nu știu care-i scopul, însă vreau să ascult de tine, să înțeleg de fapt că schimbarea vieții sau minunea se va produce numai când ascult 100% de Dumnezeu. Din perspectiva lui Petru, nu era timpul de pescuit. Nu era nicio barcă în larg, apa probabil că era liniștită, s-a trudit toată noaptea, așa cum am spus, atât el cât și tovarășii lui, nu doar el n-a prins, nici tovarășii lui n-au prins, dar spune la cuvântul tău, la cuvântul lui Dumnezeu, el a aruncat mrejile. Nu e rațional, poate, uneori când îți cere Dumnezeu. Nu e logica mea, nu e logica ta. Nu se întâmplă minunea, nu avem cum să credem lucrul acesta, că e împotriva logicii, e împotriva lucrurilor care sunt în lumea aceasta. Însă vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează împotriva logicii uneori. Dumnezeu lucrează împotriva lucrurilor care ni se par nouă raționale. Dumnezeu lucrează împotriva. Știți de ce? Pentru că El este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Iar El nu poate fi cuprins în logica mea sau în logica dumneavoastră, nu poate fi cuprins în standardele mele sau în standardele dumneavoastră. Să-i spună Simon, știi ceva? N-am treabă cu tine, înveți, ai predicat extraordinar, ne-ai învățat extraordinar, dar asta e treaba ta, iar treaba mea e pescuitul. Eu știu când trebuie să arunc mreaja. Eu știu unde să arunc mreaja, eu știu toate lucrurile acestea, însă Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, lucrează împotriva rațiunii, împotriva logicii. Nu era logic să arunce mreaja ziua în amiaza mare. Nu era logica în momentele acelea să se arunce mreaja, să se pescuiască, dar la cuvântul lui Dumnezeu, El este acela care ascultă de Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și în pasajul pe care l-am citit, atunci când Petru merge pe mâna Mântuitorului, barca lui s-a umplut de pești, doar pentru simplu fapt că a ascultat de Domnul Iisus Hristos. N-ai vrea să se producă minunea în viața ta? N-ai vrea ca Dumnezeu să lucreze în viața ta și în viața mea? Dar vreau să vă spun că Dumnezeu va lucra doar atunci când eu și cu tine ascultăm 100% de Dumnezeu. Nu cu jumătate de măsură. Nu doar până în momentul în care îmi place mie sau cred eu că se poate întâmpla ceva, doar când gândesc eu sau în logica mea sau în standardele mele, cu prejudecățile mele, cu prezumțiile mele, nu, sub nicio formă, Dumnezeu trece de limita mea și de limita dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că El este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul.
Un singur cuvânt al lui Iisus Hristos a fost: aruncă mreaja. Și au venit peștii, pentru că El este Dumnezeu. În momentul în care ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu este acela care produce schimbarea, dar mai mult decât atât produce și minunea în viața noastră. Vreau să vă mai dau un exemplu din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament. E exemplul cu Naaman sirianul, care a fost vindecat, dar el a vrut să fie vindecat prin metodele lui, prin felul în care el gândea, prin felul în care el credea că Dumnezeu poate să facă minunea aceasta. Auzise de la roaba lui, de la o fiică care era roabă, și ne spune cuvântul Domnului că s-a dus la împărat, împăratul a fost tulburat și a sfâșiat hainele. În momentul în care Elisei a auzit lucrul acesta, ne spune cuvântul Domnului în 2 Împărați, capitolul 5, de la 18 la 15, de la 8 la 15, ne spune cuvântul Domnului că Elisei a zis: pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Trimite-l la mine, ca să vadă că există în Israel un profet, un proroc al lui Dumnezeu. Naaman se duce acolo la Elisei. Elisei nici măcar nu iasă la el. Trimite pe unul din slujitori, ne spune cuvântul Domnului, și ne spune cuvântul Domnului că i-a zis în felul următor prin slujitorul respectiv: du-te, scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Știți ce s-a întâmplat? Naaman a început să se tulbure. Ne spune cuvântul Domnului că Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: eu credeam. Și începe standardele lui, începe prejudecățile lui, prezumțiile lui. Eu credeam că se va întâmpla așa. Eu credeam că omul acesta al lui Dumnezeu va ieși, va face o slujbă, va face o rugăciune, va pune degetul lui pe rana mea și mă voi face sănătos. Cum își permite el, cu alte cuvinte, spune Naaman, să trimită un slujitor, un rob, nici măcar să nu stea de vorbă cu mine și eu să cred că lucrul acesta se poate întâmpla? Și de n-ar fi ascultat Naaman de porunca lui Dumnezeu, de ce spunea Dumnezeu? Vă întreb, Naaman ar mai fi fost vindecat? Nu, 100% nu. Dar doar în momentul în care ascult 100% de Dumnezeu, viața ta se schimbă, viața ta are sens, viața ta se schimbă și apoi vedem că se întâmplă minunea. Naaman a început să zică: eu credeam că va veni, am prejudecățile mele. Și de multe ori spunem noi: acum e momentul ca Dumnezeu să lucreze, e săptămână de evangelizare, e știu eu ce fel de lucruri gândim noi, e momentul în care să lucreze Dumnezeu. Ei bine, vreau să vă spun că Dumnezeu uneori lucrează împotriva logicii mele și împotriva logicii dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că El este Dumnezeu, nu poate fi limitat în standardele mele, în logica mea, în logica dumneavoastră. Pentru că atunci când Dumnezeu vrea să facă o minune în viața ta și în viața mea, va trebui să ascult 100% de ceea ce îmi spune Dumnezeu. Daniel, aruncă mreaja. Când? Acum? Da, Doamne, acum. Daniel, scaldă-te de 7 ori în Iordan. Și omul acesta, Naaman, în momentul în care a auzit lucrurile acestea, începe să se justifice înaintea oamenilor cu care el era și spune în versetul 12: nu sunt oare râurile Damascului râuri mai bune decât ceea ce este aici, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele din Israel? N-aș fi putut eu să mă duc să mă scald în ele și să fiu curățit? Însă și de s-ar fi scăldat în râurile din Damasc, n-ar fi fost vindecat, pentru că nu era porunca lui Dumnezeu. Însă îmi place că în momentul acela au fost niște oameni în jurul lui Naaman și au zis: stăpâne, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, n-ai fi făcut? Ba da, că el deja a făcuse un lucru greu și a luat multe averi ca să le ducă la împărat, apoi lui Elisei. Și avea de gând ca Dumnezeu să lucreze în felul în care vrea el. Și dacă ți-a cerut un lucru simplu, de ce nu-l faci? Și uitați-vă dumneavoastră că în momentul în care Naaman ascultă 100% de Dumnezeu, se produce minunea. Versetul 14 spune așa: s-a coborât atunci și s-a scufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Ce vreau să înțelegem este că schimbarea vieții noastre se produce atunci când ascultăm 100% de Dumnezeu. Știți foarte bine că Naaman acesta vine și zice: vreau să slujesc lui Dumnezeu, Dumnezeului tău. Și spune mai departe: te rog, iartă doar atunci când se întâmplă anumite lucruri. Dar a luat niște pământ ca să se închine lui Dumnezeu. Știți de ce? Schimbarea se întâmplă atunci când asculți 100% de Dumnezeu. Încă o dată zic,
Nu știu ce ți-a cerut Dumnezeu. Nu știu ce îți va cere Dumnezeu. Însă mă rog lui Dumnezeu ca și eu și dumneavoastră să ascultăm 100% de Dumnezeu. Atunci când ascultăm de Dumnezeu, se produce minunea, se produce vindecarea, se produce felul meu de a se schimba viața mea înaintea lui Dumnezeu. Vă mai dau un alt exemplu și apoi am să merg puțin mai departe. În momentul în care Domnul Iisus Hristos își începe activitatea Lui, îi spune Evanghelistul Ioan în capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 10, că era la o nuntă și au intrat în criză și nu știau ce trebuie să facă. Însă mama Domnului Iisus Hristos spune acolo în versetul 5 să faceți orice vă va zice El. Să faceți orice vă va zice. Și în momentul în care ea ascultă 100% de învățătorul, de mântuitorul, de Domnul Iisus Hristos, se produce minunea. De n-ar fi ascultat ei, de n-ar fi ascultat alții, de n-ar fi ascultat Simon Petru, vreau să vă spun că nu s-ar fi produs minunea. Știți că ascultarea face mai mult decât orice, mai mult decât jertfele, mai mult decât lucrurile care le poți aduce tu la adunare, mai mult decât orice ai face tu, ascultarea face mai mult decât orice? 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22 la versetul 23, ne spune felul următor. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Știți de ce? Pentru că neascultarea este un lucru rău înaintea lui Dumnezeu. De aceea schimbarea vieții tale și schimbarea vieții mele începe în momentul în care asculți 100% de Dumnezeu. Nu cu jumătăți de măsură, nu cu alte scopuri, nu cu lucruri care să credem noi că îl putem îndupleca pe Dumnezeu sau să facem anumite lucruri, nu, ci ascultarea face mai mult decât orice. Deuteronom, capitolul 11, versetul 13 la 15, spune așa, dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi. Și continuă versetele. Apoi, tot în capitolul 11, versetul 26 și 27, spune așa, iată, pun astăzi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul, binecuvântarea, dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta. Dar doar dacă ascultăm de Dumnezeu, vom primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a afirmat că cei care sunt cu adevărat copiii Lui, trebuie să asculte cuvintele Lui, cuvintele sale. Uitați ce spune în Ioan, capitolul 8, versetul 47, spune așa. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele Lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Acum aș vrea să înțelegem că suntem puși în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Vrem să ascultăm de cuvintele lui Dumnezeu? Doamne ajută-ne! Atunci suntem din Dumnezeu. Dacă nu ascultăm, 100% nu suntem din Dumnezeu. Însă schimbarea vieții mele și schimbarea vieții lui Simon Petru s-a produs doar în momentul în care a ascultat 100% de Dumnezeu, nu cu jumătăți de măsură. Și vreau să înțelegem că se produce schimbarea numai în momentul în care ascultăm de Dumnezeu. Putea să zică Simon, nu-i momentul, nu vreau, du-te în altă parte, spune la alții să pescuiască, dar Simon a ascultat 100% și a zis, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Și minunea s-a întâmplat. Al patrulea lucru pe care vreau să-l amintesc este că atunci când ai o întâlnire autentică cu Domnul, se produc transformări. Atunci când ai o întâlnire autentică cu Domnul, se produc transformări. Știți, foarte mulți, chiar în vremea Domnului Iisus Hristos, au avut multe întâlniri cu Domnul, dar n-au fost autentice, n-au fost, să spun așa, cu dorință sinceră de a-L primi pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Și nu s-au produs transformări.
Să vedem în Sfânta Scriptură că există întâlniri ale unor oameni cu Domnul Iisus Hristos din sinceritate, autentice, și în momentul în care se întâmplă aceste întâlniri autentice cu Domnul Iisus Hristos, se produc transformări. Și uitați-vă în viața lui Simon Petru. În primul rând, aici vreau să vedem la aspectul acesta că Simon este cel care se pocăiește și se închină înaintea lui Dumnezeu. Când ai o întâlnire reală cu Mântuitorul, te căiește, pocăiește înaintea lui Dumnezeu și te închină înaintea lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 8, ne spune cuvântul Domnului, Luca 5. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Și Simon Petru se uită la Mântuitorul, se uită la el, înțelege că are o stare de păcat înaintea Domnului Iisus Hristos și este acela care se aruncă la genunchii lui Iisus și spune: pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Și nu este o afirmare în care să îl refuze pe Mântuitorul. Nu, nu. Ci aici ce vrea el să spună este că nu sunt vrednic de tine, nu am merite să vin înaintea ta. Și cu alte cuvinte, Simon Petru spune: n-am merite, sunt un om păcătos, du-te de la mine. Însă îmi place așa de mult și vom vedea că Domnul Iisus Hristos se ocupă într-un mod deosebit de Simon Petru. Și de ce? Pentru că la întâlnirea cu Iisus, atunci când ai o întâlnire autentică, se produc transformări în viața ta. Se produce transformarea aceasta a căinței, a pocăinței. În momentul în care te uiți la El, la Dumnezeu, la Sfințenia lui Dumnezeu, înțelegi că ești un om păcătos. Știți că dacă ne-am comparat unii cu alții, am putea să spunem că noi suntem mai buni ca ceilalți, că suntem mai etici, că avem o relație mai bună cu Dumnezeu. Însă în momentul în care te uiți la Sfințenia lui Dumnezeu, la ceea ce este Dumnezeu, vei înțelege că și tu și eu, noi suntem niște mari păcătoși, care nu suntem vrednici de mântuire. Dar dacă astăzi suntem mântuiți, e harul lui Dumnezeu, glorificat să fie Domnul. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură și îl cunoașteți foarte bine, evenimentul acesta. Isaia spune adesea, până în capitolul 6, în primele 5 capitole: vai de voi! Că nu vă închinați cum trebuie, că de dimineață până seara alergați și beți și nu faceți lucrurile care trebuie, vă închinați la Baal și la Astarte, vai de voi! Pentru că Isaia se compara cu mulțimea din vremea aceea. Pentru că Isaia se uita la popor și poporul șchiopăta de ambele picioare. Însă în momentul în care se uită la Sfințenia lui Dumnezeu, are revelația aceea. În Isaia capitolul 6, de data aceasta, nu mai zice vai de voi, ci zice vai de mine. De ce? Pentru că sunt un om cu buze necurate, trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, dar și ei sunt păcătoși, dar și eu sunt păcătos. E bine, frați și surori, aș vrea să înțelegem că atunci când avem întâlnirea reală, autentică cu Mântuitorul, nu o să ne uităm la alții, ci o să ne uităm la noi. Eu o să mă uit la mine și am să zic, vai de mine, pentru că Sfințenia lui Dumnezeu e atât de mare încât eu sunt un om păcătos și am nevoie de iertare. Și Simon Petru, când vede minunea, când înțelege bine cine este învățătorul, spune: mă închin înaintea ta, dar pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Evidența unei întâlniri autentice cu Domnul Iisus Hristos e pocăința. Du-te de la mine, nu te merit, adică eu nu merit ca să fiu iertat, ca să fiu ispășit. Însă doar atunci când avem o întâlnire autentică cu Domnul, există actul acesta al pocăinței. Apoi, întâlnirea autentică cu Domnul generează teamă sfântă de Domnul. Generează teamă sfântă. Uitați ce spune versetul 9 din pasajul nostru, spune așa: fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. În prezența Domnului apare acest sentiment de teamă de Domnul, pentru că înțelegi că El este mai presus de toate lucrurile. Înțelegi că teama aceasta sfântă de Domnul se produce în momentul în care ai întâlnirea cu Domnul. Nu poți să mergi în prezența lui Dumnezeu oricum, pentru că ai acea teamă sfântă, reverențioasă față de ceea ce este Dumnezeu. Ai acea teamă sfântă în care înțelegi că El este Dumnezeul Dumnezeilor. Și uitați-vă dumneavoastră, Apocalipsa, capitolul 1, versetul 17 și versetul 18, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: când l-am văzut, spune Ioan, am căzut la picioarele lui ca
mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Și în momentul în care Ioan are revelația aceasta, cade la picioarele lui ca mort. Ei bine, vreau să înțelegem că un credincios trebuie să aibă teamă sfântă de Domnul și frica de Domnul, cunoaștem foarte bine, Psalmul 111 cu versetul 10 spune că este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. Dacă ne păzim, dacă înțelegem că teama aceasta sfântă este bună înaintea lui Dumnezeu, aceasta este începutul înțelepciunii. Și apoi Proverbe 14 cu 27 spune atât de frumos, înțeleptul Solomon spune așa, frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Care? Ce ne ferește de cursele morții? Frica de Domnul. Și lucrul acesta aș vrea să înțelegem că în prezența Mântuitorului, atunci când ai o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos, se produce o teamă sfântă în viața ta și în viața mea. Știți de ce? Dumnezeu e sfânt. Dumnezeu e sfânt. Și dacă Dumnezeu e sfânt, fiind, trebuie și eu să am o viață autentică și o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să fiu omul care să înțeleg că nu mă pot prezenta oricum în prezența lui Dumnezeu, pentru că trebuie să am o teamă de ceea ce este Dumnezeu. Trebuie să înțeleg că teama aceasta este reverențioasă, să înțeleg că Dumnezeu e sfânt, eu sunt păcătos și nu oricum mă pot apropia de Dumnezeu. Însă la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos vreau să spun că întâlnirea cu El îți va schimba sensul vieții tale. Lui Simon Petru i s-a schimbat sensul vieții. Petru devine nu pescar de pești, ci devine pescar de oameni. Uitați-vă dumneavoastră, versetul 10 ne spune felul următor. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon, care i-a apucaseră spaima, dar a doua parte a versetului 10 spune, atunci Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Și întâlnirea cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos, a produs în viața lui Simon o schimbare a sensului vieții. El n-a mai fost pescar de pește, chiar dacă s-a mai dus să prindă pește, el a fost pescar de oameni. Și uitați-vă dumneavoastră, ne este descris în Cartea Faptele Apostolilor, după ce este revărsat Duhul Sfânt, după ce au experiența aceasta a botezului cu Duhul Sfânt, Simon Petru este cel care se ridică plin de autoritate înaintea mulțimii din vremea aceea, propovăduiește Evanghelia, le spune oamenilor despre Domnul Iisus Hristos și în momentul în care el propovăduiește, mulțimea este atinsă, mulțimea este, înțelege foarte bine cuvântul lui Dumnezeu și spune felul următor, fraților, ce să facem? Ce putem să facem? Și Simon Petru spune, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu și ne subliniază Cartea Faptelor Apostolilor că atunci, în momentul acela, s-au adăugat la ucenici aproape 3.000. De bărbați, aproape 3.000 de oameni care s-au întors la Domnul. Și apoi ne spune cuvântul Domnului că altă dată 5.000. Știți de ce? Pentru că Simon Petru, la întâlnirea cu Iisus Hristos, lui Simon Petru i s-a schimbat sensul vieții. N-a mai fost pescar de pește, ci a fost pescar de oameni. Vreau să înțelegi că la întâlnirea cu Iisus, sensul vieții tale se schimbă. Sensul vieții mele se schimbă. Nu mai merg într-o direcție greșită, nu mai merg împotriva lui Dumnezeu, ci merg alături de Domnul Iisus Hristos. Sensul vieții mele se va schimba doar atunci când ascultăm de Dumnezeu, doar atunci când avem o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să înțelegem că indiferent cine suntem în acest loc, toți avem nevoie de o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă te-ai născut într-o familie de credincioși penticostali, chiar dacă când sau ai cântat și vei cânta în continuare în cor, în orchestră, în ce aveți dumneavoastră, vreau să spun că avem nevoie de o întâlnire reală cu Iisus. Și în momentul în care ne întâlnim, sensul vieții noastre se va schimba. Mi-aduc aminte de un episod din viața mea. Aveam undeva la 12 ani, în vremea aceea, 12-13 ani. Și într-o noapte nu puteam să dorm, eram tulburat. Și am înțeles că e momentul să-mi predau viața în mâna Domnului Iisus Hristos.
Și în momentul în care am înțeles lucrul acesta, m-am dus la mama mea, am stat de vorbă cu ea, tatăl meu lucra, nu știu, era schimbul 2 sau 3, dar nu era acasă în vremea aceea și i-am spus mamei mele, vreau să te rogi pentru mine. Simt că dacă mor în seara aceasta, nu sunt mântuit, n-ajung în Raiul lui Dumnezeu. Și aveam 12-13 ani, înainte ca să iau o decizie în viața mea de a mă duce la un liceu creștin și apoi de a decide să merg la o facultate teologică. Dar înainte de evenimentele acestea, am simțit în viața mea că e momentul să mă întorc la Dumnezeu. N-am cunoscut lumea aceasta și slavă Domnului pentru asta. Am fost crescut și educat în biserică, la școala duminicală, am recitat psalmi și poezii și multe alte lucruri, dar am simțit că trebuie să am un moment în viața mea la o întâlnire cu Iisus și din momentul acela sensul vieții mele să se schimbe. Nu pentru că am făcut lucruri imorale, nu pentru că eram departe de Dumnezeu, dar a trebuit și eu și oricine trebuie să spunem un nu lumii acesteia și să spunem un da lui Dumnezeu. Pentru că la întâlnirea cu Dumnezeu, la întâlnirea cu Hristos, sensul vieții tale și sensul vieții mele se schimbă. N-ai vrea în această zi să înțelegi că Iisus e prezent aici? Și poate că nu-i sensul în care era cu Simon Petru în barcă să poată să vorbească într-un mod direct, dar vreau să cred că Dumnezeu ți-a vorbit fie prin cântare, fie prin îndemnuri, fie prin ceea ce se aude acum, Domnul Iisus Hristos vorbește. Însă trebuie ca și eu și dumneavoastră să luăm seama, să ascultăm 100% de Dumnezeu. Pentru că întâlnirea cu Iisus ne va determina să lăsăm absolut totul și să-L urmăm pe El. Ne va determina să lăsăm ambițiile noastre, să lăsăm profesiile noastre uneori, să lăsăm gândurile noastre, să lăsăm abilitățile, să lăsăm multe alte lucruri pe care noi le avem, care nu sunt după voia lui Dumnezeu și să-L urmăm pe El. Uitați-vă dumneavoastră ce ne spune cuvântul Domnului, că Petru și tovarășii lui au lăsat barca, au lăsat totul și au mers după Iisus. Versetul 11 spune așa, i-au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după El. Vă imaginați dumneavoastră că Simon Petru împreună cu ceilalți prieteni ai lui au pescuit în ziua aceea cel mai mult pește probabil din viața lor? Vă imaginați că Simon Petru putea să vândă tot ce avea acolo și să-și continue afacerea lui și să aibă probabil prosperitate de atunci încolo? Vă imaginați că Simon Petru avusese mult pește în barca lui împreună cu toți ceilalți și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care au văzut lucrul acesta, au lăsat totul, au lăsat corabia, au lăsat afacerea, au lăsat peștele acolo, nu știu cine l-a luat, nu-i treaba mea, nici nu mă interesează, dar ne spune cuvântul Domnului că au lăsat absolut totul și a mers după Iisus. Te întreb în această zi, vrei să lași totul, ambițiile tale, prejudecățile tale, lucrurile care te țin departe de Dumnezeu, să le lași toate și să-L urmezi pe Iisus? Suntem noi dispuși ca să renunțăm la orgolii, la ceea ce suntem noi, la prejudecățile noastre și să-L urmăm pe Iisus? Vă dau un alt exemplu din Sfânta Scriptură, e vorba de vameșul Matei. A lăsat toată treaba lui, a lăsat afacerea lui, a lăsat business-ul lui, a lăsat ceea ce avea el și l-a urmat pe Iisus. Evanghelia după Matei, capitolul 9, cu versetul 9 spune așa, de acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei, șezând la vamă și a zis, vino după mine. Știți ce s-a întâmplat? Omul acela s-a sculat și a mers după el. În această zi, Domnul Iisus Hristos îmi spune și mie și ție, vino după mine. Dar se pune întrebarea, Doamne, ce câștigam? Dacă las totul, dacă las mamă, tată, frați, surori, ce câștig? Și uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos este Cel care ne vorbește despre lucrul acesta, că în momentul în care Petru pune întrebarea aceasta, noi am lăsat totul, Doamne, și Te-am urmat, ce câștig avem? Ne spune că e un răspuns din partea Domnului Iisus Hristos, dacă le-ați lăsat toate lucrurile acestea pentru mine și pentru Evanghelie, vreau să vă spun că veți primi acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult, case, frați, surori și multe alte lucruri. Slăvit să fie Domnul. Nu-i minunat să înțelegem că întâlnirea cu Iisus produce schimbări? O viață schimbată de întâlnirea cu Iisus. Și viața ta și viața mea se schimbă doar atunci când
ascult de Dumnezeu. Doar atunci când îi permit lui Iisus să intre în domeniul vieții mele. Schimbarea vieții mele, schimbarea vieții tale începe doar atunci când îi permiți lui Iisus Hristos să preia suportul vieții tale. Schimbarea ta și schimbarea vieții mele se produce doar atunci când ascultăm 100% de ceea ce spune Dumnezeu. Aruncă mreaja, du-te înainte, fă ceva. În momentul în care ascult 100% de Dumnezeu, se produce schimbarea. Și la întâlnirea cu Iisus, în momentul în care ne întâlnim cu Iisus, se produc sau se întâmplă schimbări în viața mea. Și am amintit că ne căim, ne pocăim, sunt momentele acelea în care ne plecăm înaintea lui Dumnezeu, recunoaștem că doar El este Dumnezeu, avem acea teamă sfântă, avem acel moment în care ne ducem înaintea Domnului Iisus Hristos, înțelegând că sensul vieții noastre se poate schimba și îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Și apoi, cu siguranță, dacă vrem să fie schimbată sensul vieții mele, trebuie să las absolut totul, orgoliile mele, capacitățile, multe lucruri pe care le am și să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos. Să ne ajute Domnul ca fiecare dintre noi să-L urmăm pe El și să înțelegem că Iisus ne vrea cu gelozie pentru El. 100% binecuvântat să fie Domnul. Amin. Amin. Glorie Domnului!